Ora 12, bun găsit tuturor, sunt Gențiana, acum ne urmăriți cele mai importante știri de la miezul zilei. Ciobanii s-au adunat la ușa lui Daia și amenință cu greva foamei. Sute de ciobani protestează în fața Ministerului Agriculturii, nemulțumiți din cauza că statul nu le acordă suficientă susținere, iar ministrul Petre Daia nu prea face mare lucru în acest sens. Cu mai multe detalii vine colega mea Mădălina Ignat, care se află printre protestatari. Bun găsit, Mădălina, ce mai reclamă ciobanii? Am găsit fermierii care protestează astăzi în fața Ministerului Agriculturii sunt nemulțumiți de programul de ameliorare. Mai exact, spun ciobanii că dacă oile nu au certificat de înregistrare, aceștia pierd sprijinul cuplat pe cap de animal, care este de 25 de euro. Trebuie spus faptul că în aceste momente au loc discuții cu reprezentanții ai Ministerului pentru a-i aduce la cunoștință ministrului Petre Daia care sunt problemele cu care fermierii se confruntă, da, pentru a-i face cunoscută această situație. De altfel, spuneau ciobanii că sunt dispuși să rămână aici multe zile de acum înainte pentru a fi siguri că ministrul Petre Daia va sta de vorbă cu ei și vor ajunge la o înțelegere, pentru că trebuie spus, spuneau aceștia, că problemele cu care ei se confruntă trebuie să fie rezolvate. Să fim un pic mai băgați în seamă și mai plătiți din punct de vedere și la marfă și la subvenții, să fim și noi în linie cu alte țări din Uniunea Europeană. Mai mulți ciobani nemulțumiți au venit cu berbeci în fața Ministerului Agriculturii, unde l-au acuzat pe ministrul Petre Daia că a format o mafie cu un grup restrâns de persoane care coordonează afacerile cu oi în România. Dar lui se pare normal ca un om care face programe în Ministerul Agriculturii să meargă să le practice la un privat? După ce își face niște programe, merge să le continue dincolo? Nu cu promisiuni, cu fapte ar trebui să ieșe. Cu ce anume? Domnul ministru, în primul rând, ar trebui să vină aici să vadă acești berbeci. Și dacă domnului ministru îi se pare că e bine ceea ce a făcut, bine acest program și mulțumit de acești berbeci, cum se prezintă, să spuie publicului. Ciobanii susțin că pășunile sunt date în folosință în mod preferențial unor persoane care nu ar trebui în mod normal să beneficieze de ele, inclusiv pe criterii politice. Noi o să cerem să fie presa de față la negocieri și la discuții. Să vedem acolo, să se vadă realitatea care e, cine are dreptate și cine minte. Că orice om din România își poate da seama, orice cioban, orice fermier știe. Noi știm adevărul care este. Oierii amenință că nu vor pleca din fața Ministerului Agriculturii până când nu vor fi primiți la discuții și nu li se va promite rezolvarea problemelor. Acei fermieri au undeva la 25 de euro. Aici e nemulțumirea foarte gravă. Deci e o diferență foarte mare. Într-adevăr, cei care fac control oficial al producției pe bune, 25 de euro pentru ei puțin. Dar sunt foarte puțini aia care fac control oficial al producției pe bune. Să fac doar pe hârtie. Prețul de bajocoră la oaie, subvențiile care vin de la Comisia Europeană, de la Comunitatea Europeană, vin pentru producție, iar ei au redirecționat pentru reproducție, un lucru care e foarte grav. Și autoritățile ne promit, Ministrul Agriculturii, toți secretarii de stat sunt foarte amabili când venim aici, doar verbal. Pensionarii au ieșit în stradă, seniorii își strigă nemulțumirile în fața guvernului, cerând ca pensiile să crească. Aceștia sunt revoltați de faptul că noua lege a pensiilor, care ar putea fi adoptată de guvern în următoarea ședință, nu mai corelează punctul de pensie cu salariul mediu brut pe economie. Pensionarii sunt nemulțumiți că noua lege a pensionarilor a lăsat pe din afară un aspect important pentru ei. Începând cu 2021, punctul de pensie trebuia să fie egal cu 45% din salariul mediu brut. Motivul care protestăm este faptul că guvernul ne-a mințit. Ne-a promis când am votat, i-am votat în Parlament, că ne dă, ajunge punctul de pensie 45% din salariul mediu pe economie. Ne dorim să obținem, pentru a trăi decent, conform INS-ului, un coș decent, da? Înseamnă 2000 de lei. Gândiți-vă că mare parte, 70% din pensionarii României de astăzi au mai puțin, deci au 600-1000 de lei pensie sau 1500. Nu înseamnă nimic în măsura în care gazele s-au scumpit deja iarna, n-a început, de 4 ori. Pentru mărirea pensiilor în general. Și aș avea câteva puncte personale care mă deranjează.
Oamenii se plâng că nici calendarul de creștere a pensiilor promis de coaliția de guvernare nu este respectat întocmai. Majorările din 2019 și 2020 programate în iulie au fost amânate pentru lunile de toamnă. Mă nemulțumește în primul rând faptul că ne mint de 30 de ani toate guvernele care s-au perindat. Eu nu sunt partizana unui partid sau altul. Nu sunt membru de partid, nu am fost membru de partid. Cea mai mare durere a mea este că în cartea de muncă nu scrie nicăieri că am lucrat ATI. Pentru pensiile mici, care sunt la CFR sectorul 1 și în toată țara. Foarte mici și nu ne ajungem. Ce vă gândiți să faceți în continuare? În continuare grebe până când rezolvăm situația. O altă problemă este cea legată de noul concept de pensie minimă care, în modalitatea care este prezentată în proiectul de act normativ, creează nu numai o demotivare a muncii pentru majoritatea salariaților, ci și o încurajare indirectă pentru angajatori de fraudare fiscală, conform liderului sindical. Robor explodează din nou. Indicele la 3 luni în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei a crescut la 3,17%, iar indicele Robor la 6 luni a avansat la 3,43%, cel mai mare nivel din 28 august până în prezent. Discutăm și în această situație cu domnul Gheorghe Alumițanu, fost ministru de Finanțe. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, bună ziua, cu plăcere. Domnule Alumițanu, după o perioadă de silențio stampa, să o numim așa, Robor revine în forță, ratele românilor explodează, iar indicele, iată, a reușit să atingă o nouă valoare record, așa cum ne-a obișnuit practic în ultimele luni. Dacă până acum aceste creșteri accelerate erau puse pe teama turbulențelor de pe scena politică și a războaielor purtate de decidenți, care să fie explicația acum pentru valoarea înregistrată de Robor azi? Banca Națională a încercat să tempereze creșterea roborului prin injectarea de numerar în economie. Sigur că Banca Națională nu poate să facă minuni peste noapte, sigur, poate să tempereze creșterea acestui indice care, sigur, afectează pe foarte multă lume, atât pe cei care au credite, precum și prețurile, pentru că toate dobânzile se duc în prețuri. Dacă politica fiscal-bugetară a actualului guvern va continua, pentru că este una expansionistă, generată de inflație, sigur că și ratele și dobânzile la credite vor crește, pentru că dobânzile au la bază inflația. Și lucrul acesta nu se oprește din partea guvernului. Vedem că prin politica fiscal-bugetară se stimulează creșterea cheltuielilor curente și nu mai investițiilor. Și sigur că aceste consecințe se văd și afectează viața de zi cu zi a fiecărui român. Pentru că degeaba vine guvernul și mărește salariile sau o să crească pensiile dacă inflația e în creștere și automat și dobânzile. Și să vedeți, presiune se va pune și pe cursul valutar. Nu știu dacă ați analizat creșterea economică pe trimestrul 1, pe trimestrul 2 anul acesta, ea se bazează în continuare pe consum, stimulat de importuri. Vedeți, și importurile au crescut foarte mult în luna august în comparație cu exporturile. Avem o contribuție negativă a exportului net. Sigur că această situație se vede în creșterea cursului valutar. Toate sunt în creștere și afectează, sigur, puterea de cumpărare a populației. Banca Națională nu poate să facă minuni. Poate să tempereze, că toți se uită spre Banca Națională. Sigur că Banca Națională ne comunică indicele acesta Robor, care stă la baza calculului dobânzilor, dar nu poate, n-are toate pârghile. O mare parte a pârghilor se găsesc în mâna guvernului, iar guvernul se face că nu vede că aceste dobânzi cresc și afectează puterea de cumpărare. S-ar putea chiar guvernul să fie beneficiarul acestei creșteri a dobânzilor, pentru că dacă vor crește prețurile, vor încasa mai mult din TVA. Dar dă cu o mână și ia cu alta. Asta e politica actualului guvern, care este dăunătoare pentru marea majoritate a românilor. Doar două luni ne mai despart, domnule Alumițanu, de finele acestui an, când ne aducem aminte valoarea indicelui prognozată de analiști economici va depăși 4%. În opinia noastră, care va fi evoluția Robor? Atinge acest prag sau stagnează oarecum la valoarea înregistrată, cel puțin astăzi? El va fi în creștere.
s-ar putea Banca Națională să mai încerce să-l tempereze prin politicile care sunt la dispoziția conducerii Băncii Naționale. El va fi în creștere, pentru că politica fiscal-bugetară nu se va schimba la nivelul guvernamental, va fi generatoare de inflație. Va continua. Dacă nu va fi un set de politici fiscal-bugetare și monetare, adică să se coreleze, acest indice va crește, nu știu dacă ajunge la 4%, dar va stagna pe o perioadă scurtă și iar va continua să crească. Gheorghe Alămizanu, fost ministru de Finanță, mulțumesc foarte mult pentru intervenție și explicațiile oferite. Mergem mai departe. Situație scandaloasă la primăria din Târgu Jiu. Unii dintre angajații instituției au pretenții uriașe de la subordonați. Șeful direcției publice de patrimoniu își face manicura la birou. Nu este o glumă, ci cruntă realitate. Bărbatul a venit la muncă, s-a așezat comod pe scaun, iar femeia de serviciu și-a lăsat atribuțiile pentru câteva minute și i-a făcut unghiile șefului său. Imaginea au stârnit un val de revoltă în mediul online. Ca la noi, la nimeni. Primăria din Târgu Jiu s-a transformat în salon de înfrumusețare pentru șefi. În imaginea postată pe Facebook, care valorează cât 1000 de cuvinte, se poate observa cum Marian Rotaru, directorul Direcției Publice de Patrimoniu din cadrul instituției, stă comod pe scaun, în timp ce o femeie de serviciu din cadrul primăriei îi face pedicura. Bărbatul și-a dat jos pantofii, și-a pus picioarele într-un lighean și s-a relaxat mai ceva ca la salon, în timp ce femeia a lucrat cu migală pentru a satisface cerințele șefului. Rotaru ocupă funcția de director al Direcției Publice de Patrimoniu de mai bine de 2 ani de zile și nu este pentru prima dată când își pune subordonații în astfel de situații. După sesiunea de tăiat unghii, Rotaru a vrut și o frizură nouă. Bineînțeles, hairstylist a fost tot femeia de serviciu. Reacția primăriei a venit imediat. Rotaru avea o problemă ce trebuia rezolvată. Domnul Rotaru ne-a comunicat faptul că imaginile au fost făcute acum 2 ani de zile, în momentul în care dumnealui avea o problemă la unul dintre picioare și, de fapt, nu îi se făcea pedicura, ci îi se aplica o fașă elastică la unul dintre picioare. Dar conducerea primăriei municipiului Târgu Jiu a făcut demersurile pentru a-i cere o notă explicativă domnului director cu privire la acest incident, urmând ca în urma acestei note explicative să fie sesizată Comisia de Disciplină, să fie luate măsuri împotriva domnului Rotaru. Presa locală a relatat în dese rânduri că Marian Rotaru este un adevărat despot, căci își umilește subordonații și îi jignește în cel mai josnic mod. Mai mult, 2 salariate ale Direcției Publice de Patrimoniu au fost luate cu ambulanța de la serviciu și duse la spital pentru îngrijiri medicale după unele dispute cu Rotaru. Bulgaria este în stare de șoc. Principalul suspect în cazul asasinatului din orașul rus a fost reținut. Este vorba despre un bărbat de 21 de ani, identificat în baza probelor ADN găsite la locul crimei. Suspectul a fost reținut în Germania, acolo unde reușise să fugă imediat după crimă. Alături de el au fost reținute atât soția, cât și mătușa sa. Presupusul ucigaș al jurnalistei bulgare Victoria Marinova a fost reținut, susține presa bulgară. Aceasta citează surse apropiate anchetei care spun că ar fi vorba despre un bărbat identificat în baza probelor ADN găsite la locul crimei pe malul Dunării la Ruse. Suspectul a fost reținut în Germania, acolo unde ar fi reușit să fugă după comiterea crimei. Site-ul bulgar nova.bg notează că probele ADN prelevate de la locul crimei ar fi coincis 100% cu cele ale suspectului prins în Germania. Acesta are 21 de ani, iar poliția le-a reținut atât pe soția cât și pe mătușa tânărului. Autoritățile au refuzat însă să comenteze informațiile publicate de Nova.bg. Între timp, bărbatul care fusese reținut inițial în cazul jurnalistei ucise a fost lăsat în libertate. Cetățeanul de origine ucraineană care are pașaport românesc fusese identificat și reținut luni în jurul orei 19 la Ruse, în zona unde s-a petrecut crima. Bărbatul în vârstă de 27 de ani nu și-a putut justifica prezența în respectiva zonă, așa că a fost dus la poliție pentru a fi verificat. A fost audiat ore în șir, dar în cele din urmă poliția și-a dat seama că nu are dovezi pentru a stabili o legătură între acesta și oribila crimă petrecută sâmbătă seara. Prin urmare, el a fost eliberat.
Victoria Marinova a fost ucisă sâmbătă cu brutalitate. Cadavrul său găsit pe malul Dunării de un trecător a fost identificat în aceeași seară de familia femeii. La Sofia și la Ruse, oamenii s-au adunat cu miile pentru a-i aduce omagii, dar și pentru a-și exprima furia împotriva autorităților și corupției generalizate. În ultimele detalii dezvăluite în cadrul unei conferințe de presă chiar la guvernul bulgar la Sofia, arată că a fost reținut acest suspect și se pare că crima, din ceea ce, din informațiile apărute până în acest moment, că această crimă nu are legătură cu activitate profesională. Între timp și Comisia Europeană a insistat ca cei doi vinovați să fie aduși în fața justiției cât mai repede. Autoritățile insistă însă că mobilul crimei nu are legătură cu activitatea profesională a jurnalistei. La ultima ediție a emisiunii sale din 30 septembrie, Marinova discutase cu doi jurnaliști, un bulgar și un român. Tema interviului a fost recenta susținere a celor doi de către poliția bulgară după ce au fost martorii unui incident în care mai multe persoane suspecți într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene dădeau foc la mai multe documente compromițătoare. Ulterior, cei doi jurnaliști au fost eliberați. Potrivit Federației Europene a Jurnaliștilor, ultimul articol al victimei aborda problema deturnării de fonduri publice. În plus, executivul comunitar cere Oficiului European de Luptă Antifraudă să analizeze acuzațiile privitoare la nereguli în gestionarea fondurilor europene în Bulgaria. Al cincelea român care a participat la masacrul din Italia, când un cuplu de medici a fost tâlhărit și torturat în propria casă, a fost reținut la Craiova. Tâlharii au crezut că au dat lovitura și că se vor umple de bani. Cuplul în vârstă a trecut prin clipe de teroare. Bărbatul a fost bătut fără milă, iar femeii a fost tăiată o ureche. Totul în scopul de a le fi dezvăluită hoților parola unui seif. Din fericire, forțele de ordine au acționat prompt, iar toți făptașii se află deja în închisoare. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Al cincilea român care a participat la masacrul din Italia a fost prins la Craiova, orașul său de origine. Individul în vârstă de 34 de ani, pe numele căruia autoritățile italiene au emis un mandat european de arestare pentru tâlhărie săvârșită prin acte de cruzime, a fost săltat și încătușat de polițiștii doljeni. El a fost reținut fiind suspectat că a participat la tâlhăria din Italia, în urma căreia unei femei a fost tăiată urechea. Tâlharii au pătruns în casa familiei cu gândul de a da lovitura. Au bănuit că italienii ar ascunde în locuința lor din orașul Lanciano un seif plin cu bani. În toiul nopții, medicul chirurg și soția sa au fost luați pe sus fără să realizeze ce se întâmplă. Nici nu au avut timp pentru a se dezmetici, că au și urmat clipele de tortură. La cosa che ci siamo salvati, insomma, perché durante l'accaduto il nostro terrore, anzi, quasi una certezza, eravamo convinti che ci avrebbero fatto fuori alla fine. Oamenii au fost legați cu cabluri de mâini și picioare. Ca într-un film cu mafioți, bărbatul a fost bătut crunt. Lăsat aproape fără suflare, el a fost forțat ulterior să asiste la chinurile groaznice prin care a trecut soția sa. Femeii a fost tăiată o ureche, doar le va spune hoților unde a ascuns banii. Când mi-am prins în letto, e stata una cosa terribile. Sentisi soffocare, sentisi presa così all'improvviso. La final, hoții au realizat că au greșit ținta. S-au gândit că dacă tot au venit, să nu plece cu mâna goală. Nu au dat de seif, însă au găsit 3.400 de euro și carduri bancare pe care le-au luat și au fugit. După jaf, românii cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani au încercat să fugă cu banii în țară. Nici de această dată lucrurile nu le-au mers conform planului. Polițiștii au reușit să-i captureze după ce a fost dată o alertă națională. Cei doi soți au ajuns în stare gravă la spital, iar conform spuselor medicilor, este o minune că au supraviețuit. Doi dezvoltatori turci cu cetățenie română au ajuns în arest în urma unor acuzații de furt în Finlanda. Cei doi au fost duși la audieri la Poliția Capitalei și arestați în baza unui mandat european în vederea extrădării. Dezvoltatorii imobiliari construiesc un ansamblu rezidențial de 10 milioane de euro în capitală. Dezvoltatorii imobiliari Halit și Gürzel Osturkmen, cetățeni români de origine turcă, au fost aduși la audieri la Poliția Capitalei. Cei doi au fost reținuți în baza unui mandat european de arestare emis în Finlanda, unde cetățenii turci sunt acuzați de furt. Cei doi frați vor fi prezentați magistraților pentru demararea procedurilor de extrădare.
Surse judiciare au precizat că frații Halit și Gürzel, osturcmen, sunt dezvoltatori imobiliari și construiesc un proiect rezidențial în valoare de 10 milioane de euro în capitală. Autoritățile din Finlanda nu le-au trimis omologilor români detalii din dosar. Incendiu devastator la o fabrică de anvelope din Satu Mare. Clădirea a fost mistuită de flăcări, iar fumul negru se observa de la kilometri distanță. Nicio persoană nu a fost rănită, însă pagubele materiale sunt însemnate. Clipe de groază într-o localitate din Satu Mare. O fabrică de anvelope a fost cuprinsă de flăcări uriașe și s-a făcut scrum. Un șofer care trecea prin zonă a fost cel care a dat alarma. A văzut fumul negru și dens și a sunat la 112. La fața locului au fost dislocate inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă. A fost alertat serviciul voluntar pentru stații de urgență al comunei Agriș, care au în dotare autospecială. Pompierii s-au luptat minute în șir cu flăcările care riscau să se extindă la casele din zonă. Acoperișul a ars în întregime, iar pereții clădirii stau să cadă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt însemnate. Autoritățile încearcă să stabilească acum care sunt cauzele izbucnirii incendiului. Tragedie în Focșani, un tânăr de 22 de ani a murit electrocutat în gară în încercarea de a-și face un selfie cocoțat pe un tren. Un prieten de-al adolescentului a sunat de urgență la 112, însă medicii n-au mai putut face nimic pentru a-l readuce la viață. Inconștiența face victime în rândul tinerilor. Un student a vrut o poză ieșită din comun pentru a strânge cât mai multe aprecieri pe pagina sa de socializare, așa că nu s-a gândit la consecințe. Tânărul se afla în gara din Focșani alături de un prieten. Trenul staționa pentru o jumătate de oră, așa că cei doi s-au urcat pe vagon pentru a face o poză inedită. Însă trenul s-a pus imediat în mișcare, iar unul dintre băieți a atins firele de înaltă tensiune și s-a electrocutat. Prietenul lui a sunat imediat la 112, iar la fața locului a sosit un echipaj de salvare. Medicii de pe ambulanță au încercat să-l resusciteze pe adolescent, însă manevrele au fost în zadar. Acum familia tânărului este în stare de șoc. Atât rudele cât și vecinii au povestit că băiatul era un tip liniștit care nu crease niciodată probleme. Elevi scoși de la ore în fric pentru a participa la inaugurarea unui loc de joacă din Ploiești. Micuții însoțiți de profesoară au așteptat autoritățile pentru a tăia mai repede pamblica. Situație incredibilă în Ploiești. Elevii au fost puși să plece de la cursuri și să aștepte ore în șir în parcul Mihai Viteazul din oraș. Totul pentru că viceprimarul a inaugurat un loc de joacă și a vrut să taie panglica așa cum se cuvine. A pus baloane și desene felurite, iar pe copiii de la o școală din oraș i-a luat pe post de aplaudaci. Micuții însoțiți de o profesoară au așteptat ore bune până a sosit primarul. Totul pentru un spectacol de toată jena. Elevii au stat în frig până când primarul a tăiat panglica la noul loc de joacă. Se ascute războiul din PSD. Au apărut înregistrări explozive cu liderul social-democrat Dâmboviț Adrian Țuțuianu, unul dintre puciștii din partid. Țuțuianu a fost înregistrat când își insulta crunt colegii. PSD, un partid de mai maimuțe, a tunat și fulgerat unul dintre dizidenții cu greutate din PSD. Au urmat noi afirmații șocante marcat Țuțuianu. Iohannis îl bate pe Dragnea de zvântură, a fost remarca vicepreședintelui social-democrat. Să nu-l atrage pe nu știu ce, a plecat și se duce aici. A deranjat foarte multă lume chestiunea asta. Iar noi ne-am comportat ca un partid de mai mulți. Dizidenții din PSD nu renunță la războiul cu Liviu Dragnea. Luptele interne nu s-au oprit în partidul aflat la putere, ci s-au reluat în culise cu și mai mare forță, după cum o demonstrează o înregistrare bombă cu Adrian Țuțuianu. Unul dintre dizidenții Partidului Social-Democrat a făcut o radiografie acidă a partidului din care face parte. Schimbarea la trei prim-ministri a fost o tragedie pentru partid. Schimbarea cu ministri, o tragedie. Calitatea guvernului, o tragedie. Adrian Țuțuianu îl vede pe șeful partidului Liviu Dragnea drept principalul vinovat pentru schimbarea guvernului, dar și pentru alegerile făcute. În plus, este convins că PSD nu va avea nicio șansă la prezidențiale în fața lui Klaus Iohannis. Ulterior, actualul vicepreședinte al PSD a încercat să-și nuanțeze afirmațiile. Spune că vorbele i-au fost prelucrate, iar anumite pasaje au fost scoase din context. Augustin Lazăr a ajuns în această dimineață la parchetul general, unde are loc Consiliul Procurorilor Generali, în plin scandal provocate de protocoalele încheiate între parchetul general și SRI.
La întâlnire și-a anunțat prezența și ministrul Justiției Tudorel Toader. Luni, președintele Camerei Deputaților a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic între Parlament și Ministerul Public pe tema protocoalelor dintre SRI și Parchetul General. Chestionat de jurnaliști cu privire la subiect, Lazar a dat un răspuns evaziv. Bună dimineața! Despre ce anume este întâlnirea de la ora 10, domnule Procuror? Urmează să dăm un comunicat când întorc. Îl aștepta și pe ministrul Justiției? Liviu Dragnea vrea să scape de sechestrul pus pe bunurile sale. Este pentru a doua oară când liderul PSD contestă măsurile asiguratorii din acest caz. O cerere similară a fost respinsă de Înalta Curte pe 29 noiembrie anul trecut. Al treilea om în stat are sechestru pe toată averea. Aproape 28 de milioane de euro are de recuperat statul de la liderul PSD și alți patru inculpați din dosarul Teldrum. Amănuntă șocantă este la iveală în cazul furtului de pe aeroportul Timișoara, când unei pasagere i-a dispărut o parte din bijuterii din tăvița de la controlul de securitate. Cel care a luat două inele și o brățară este un polițist italian în vârstă de 45 de ani. Avionul care urma să decoleze spre München a fost oprit după ce bărbatul i-a furat pasagerii bijuteriile în timpul procedurilor de îmbarcare. Femeia a anunțat furtul înainte de a urca în avion, iar cursa a avut o întârziere de 30 de minute. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:20, când avionul urma să decoleze de pe aeroportul Traian Vuia din Timișoara spre München. În timpul controlului, o femeie și-a pus bijuteriile în tăvița care urma să treacă prin dispozitivele de securitate. După control, femeia s-a îndreptat către poarta de îmbarcare, însă chiar înainte de a urca în aeronavă, și-a dat seama că îi lipsesc mai multe bijuterii și a anunțat paza aeroportului. Femeia nu a mai urcat la bord și a anunțat autoritățile de cele întâmplate. Polițiștii de frontieră au sesizat lucrătorii brigăzii antiteroriste care au efectuat verificări, fiind identificat pasagerul care s-a aflat în spatele femeii la controlul de securitate, suspectat de sustragerea bunurilor. Polițiștii de frontieră împreună cu reprezentanții aeroportului l-au debarcat din aeronavă pe cel în cauză, care se îmbarcase în cursa Timișoara-Roma și i-au întrerupt călătoria. Bărbatul a fost condus la biroul punctului poliției de frontieră pentru cercetări, unde s-a stabilit că este un cetățean italian în vârstă de 45 de ani, iar asupra lui au fost găsite bijuteriile reclamate ca fiind furate. Bărbatul a fost audiat de polițiștii de frontieră. Surpriză însă când a fost legitimat. Ofițerii români aveau să afle că hoțul este carabinier în Italia și venise într-o scurtă vacanță la Timișoara. I-a fost întocmit dosar penal pentru furt și va fi cercetat în stare de libertate. Polițistul italian va pleca astăzi spre Roma, iar ancheta continuă. Din fericire, furtul a fost dezvăluit chiar în momentul în care avionul făcea manevrele de decolare pe pistă, astfel că a putut fi oprit la timp. Într-un final, aeronava cu direcția München a decolat cu o întârziere de aproximativ 30 de minute. Javla, mănăstirea Viforâta din județul Dâmbovița, un grup de indivizi mascați au furat seiful Sfântului Lăcaș, în care se aflau 20.000 de lei, reprezentând pensiile și economiile măicuțelor. Polițiștii au un cer de suspecți și încearcă să dea de urma tâlharilor. Jaful de la mănăstirea Viforâta de lângă Târgoviște a avut loc după miezul nopții. Măicuțele le-au spus polițiștilor că nu au auzit nimic suspect și abia dimineață stareța a descoperit că ușa de la cancelaria mănăstirii era spartă. Seiful prins pe un perete interior dispăruse. Localnicii sunt consternați. Ne mirăm și noi. Nu știu, să-i pedepsească Dumnezeu. Nici oamenii care locuiesc în vecinătatea mănăstirii nu au auzit niciun zgomot când s-a dat atacul. Sunt însă convinși că suspecții ar fi fost ajutați de cineva din interiorul mănăstirii. Ar fi fost vreo 20.000 de lei, nu știu, banii de pensii pentru măicuțe, nu știu. Totuși mă gândesc să nu fi fost la pont dat. Cineva a filat dinainte. În această perioadă la mănăstire au loc lucrări de renovare și modernizare a clădirilor, însă muncitorii spun că nu au idee cum a dispărut seiful din cancelaria Maicii Starețe. Polițiștii au ridicat mai multe probe de la fața locului. De ajutor le sunt și imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din curtea mănăstirii, în care apar indivizii cu fețele acoperite. Drumul care leagă capitala de Moldova va avea separatoare de sens cu role începând de anul viitor. Este vorba despre E85, un drum pe care mor anual 10 de persoane. Separatoarele ar urma să fie montate în primăvara lui 2019.
Așa vor arăta drumurile din România în următorii ani. Este un proiect prin care se dorește reducerea numărului de accidente. Drumul European 85 este cunoscut și sub numele de Drumul Morții. O altă șosea care va beneficia de astfel de instalații este DN7 de pe Valea Oltului, renumită pentru numărul mare de accidente. Așa că autoritățile au început să ia măsuri. Compania pentru administrarea infrastructurii rutiere anunță că vor fi montate separatoare cu role, o practică des întâlnită în străinătate. Vrem practic să începem să montăm aceste separatoare încă de anul acesta, dacă ne vom înțelege cu producătorul separatoarelor și dacă vom constata că ele concordă cu doleanțele noastre, iar în cazul în care acestea vor da rezultate pe proiectele pilot, pe tronsoanele pilot, atunci de anul viitor vom începe să le montăm pe zone mai largi. Spre deosebire de parapetele din beton, mașinile care intră în separatoarele cu role se redresează mai ușor. O mașină ar scăpa astfel cu bine dintr-o coliziune. Potrivit producătorului, după ce absorb șocul, rolele transformă energia de impact într-o energie de rotație. Aceste separatoare pe role sunt de generație nouă, să spunem așa, și oferă un grad sporit de protecție, deoarece în momentul impactului cu parapetul în sine, rolele preiau mult mai bine șocul decât actualele lise metalice sau parapeții de beton New Jersey. Anul trecut, pe drumul European 85 s-au produs 177 de accidente grave cu 76 de persoane decedate. Potrivit polițiștilor de la Serviciul Rutier Buzău, majoritatea accidentelor rutiere pe drumul European 85 se produc atunci când un autovehicul intră pe contrasens pentru a efectua manevra de depășire. Vești proaste pentru Poșta Română. În urma unei noi găselnițe, marca ministrul discotecă Eugen Teodorovici. De anul viitor, pensia nu va mai fi adusă de poștași, ci va fi virată pe card. Toți pensionarii, inclusiv cei de la sate, vor primi pensia astfel din 2019, chiar dacă majoritatea satelor din România nu dispun de sucursală bancară sau măcar de un ATM. Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii, România numără circa 5 milioane de pensionari, din care sub jumătate își încasează în prezent pensiile cu cardul. Ministerul Finanțelor Publice vrea să strângă șurubul și să nu mai cheltuiască 600 de milioane de lei pe an pentru expedierea pensiilor prin Poșta Română. Măsura va afecta aproximativ 3 milioane de pensionari. Prin urmare, contractul cu Poșta va fi rupt, ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici, precizând că cei 600 de milioane de lei care sunt cheltuiți anual pentru expedierea pensiilor ar putea fi distribuiți administrațiilor locale pentru investiții, scriu jurnaliștii de la Adevărul. De asemenea, Teodorovici a anunțat că vor fi oferite bonusuri pensionarilor care aleg să-și primească pensia pe card pentru a-i încuraja să aleagă această variantă. În plus, pensionarilor li se va garanta că retragerile de pe card nu vor fi însoțite de comisioane. Măsura Ministerului Finanțelor îi va lovi adânc însă pe bătrânii de la sate, unde băncile nu au deschise sucursale și nici bancomate. Potrivit statisticilor, doar 30% dintre românii care trăiesc în mediul rural au un cont bancar și foarte puțini dintre aceștia sunt pensionari. De aceea, specialiștii sunt destul de sceptici în ceea ce privește măsura anunțată de Ministerul Finanțelor și spun că mulți pensionari de la țară abia pot să folosească un telefon mobil, dar rămite să scoată bani de la bancomat. Cei care vor avea de câștigat din măsura anunțată de Ministerul Finanțelor vor fi însă bancherii. Lovitură grea pentru România la CED. O instanță europeană a respins apelul depus de țara noastră și de Lituania împotriva sentinței rostite în cazul închisorilor CIA. CEDO a stabilit că atât România cât și Lituania au știut că prizonierii capturați de CIA după 11 septembrie 2001, aflați în centrele de detenție secrete oferite de cele două țări agenției americane, riscă să fie torturați. CIA a folosit aceste centre în perioada 2004-2006. Un prizonier saudit pretinde că a fost deținut în mod ilegal și torturat într-un centru secret din România, în timp ce un alt presupus terorist Al-Qaeda susține că a avut parte de un tratament similar în Lituania. CEDO a decis că suspecții s-au aflat efectiv sub jurisdicția României și respectiv a Lituaniei. Din acest motiv, se afirmă în sentință, cele două state sunt vinovate de încălcarea drepturilor celor doi deținuți stipulate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest document interzice tortura și pedeapsa cu moartea. România și Lituania au fost condamnate în mai la plata unei sume de 100.000 de euro către fiecare dintre cei doi deținuți. În prezent, aceștia se află la centrul de detenție militar Guantanamo din Cuba. Un document elaborat de Senatul American în anul 2014 a stabilit că acești doi bărbați, considerați drept teroriști de rang înalt, au fost supuși torturilor în timpul detenției în centrele CIA din România și Lituania.
Bustul dedicat personalității lui Elie Wiesel a fost dezvelit în cadrul unui eveniment comemorativ la care au participat primarul capitalei Gabriela Firea, ambasadorul Statelor Unite în România și ambasadorul Israelului în România. Bustul este o donație a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel către Primăria Municipiului București. Monumentul turnat în bronz este o lucrare a sculptorului american Mark Mellon și a fost amplasat în piața Elie Wiesel de către Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic. Născut la Sighetul Marmației, scriitorul evreu și jurnalistul american Elie Wiesel a fost un remarcabil eseist, profesor și activist pentru drepturile omului. În 1986 acesta a primit Premiul Nobel pentru Pace, moment în care a fost supranumit un mesager pentru omenire. Este o onoare pentru mine să particip astăzi la inaugurarea monumentului de for public dedicat marelui om, în primul rând, Elie Wiesel, român, evreu, american, un om de la care am învățat întotdeauna și vom continua să învățăm, pentru că a fost un luptător pentru pace, pentru umanitate, pentru toleranță, pentru iubire, bună înțelegere între oameni. He dedicated his life to the memory of the Shoah, to prevent forgetfulness of the Holocaust and promote understanding between peoples. This messenger of humanity, as the Nobel Committee has called him, created the Elie Wiesel Foundation for Humanity together with his wife and the Universal Academy of Culture. Now, we are the ones that must continue his legacy. We must stand firm and embrace the values embodied by Elie Wiesel to guarantee the positive progression of history. Elie Wiesel represents the pure expression of the ideals we aspire to, the defense of the vulnerable against the malicious, the courage to speak up even if others do not, and the vision of a world that welcomes everyone. Minune mare într-un sat din Hunedoara, o cruce s-a ivit dintr-un buștean când un sătean a dat cu toporul. Oamenii sunt convinși că li s-a arătat un semn de la Dumnezeu. Imaginea perfectă a unei cruci s-a ivit dintr-un buștean în curtea unui localnic din Bucium, județul Hunedoara. Omul s-a minunat când a văzut semnul, apoi și-a chemat soția și neamurile să vadă minunea. Zeci de localnici au trecut prin gospodăria omului să vadă cu ochii lor bușteanul cu cruce. Eu am umblat mult prin pădure și am lucrat de mic la lemne, dar nu am pomenit așa ceva, a mărturisit localnicul. Soția lui e convinsă că i s-a arătat un semn de la Dumnezeu. Mărturisește că i-au dat lacrimile când a văzut ce a apărut în lemnul de fag. Oamenii de peste tot au venit să vadă semnul divin. Capitala Moldovei se pregătește pentru cel mai mare pelerinaj ortodox al anului. Sute de mii de pelerini vor ajunge în Iași la hramul cuvioasei Parascheva. Credincioșii au început să vină încă de ieri și așteaptă să se închine la moaștele Sfintei, care vor fi scoase joi în curtea catedralei din oraș. Anul acesta aduce însă noutăți pentru pelerini și anume un set de restricții. Autoritățile se tem că odată cu sutele de mii de oameni veniți din toate colțurile țării, ar putea pătrunde în județ și virusul pestei porcine. Se face apel către credincioși să fie atenți la produsele alimentare pe care le aduc cu ei în pelerinaj. Credincioșii au început să vină încă de marți și așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Sute de mii de oameni sunt așteptați la Iași cu această ocazie. Însă unde este aglomerație mare, crește și pericolul de îmbolnăvire sau răspândire a germenilor periculoși. Iar dușmanul de necontestat al autorităților din Iași la acest moment este temuta pestă porcină africană. Asta deoarece pelerinajul anual la moaștele Sfintei Parascheva adună sute de mii de credincioși din toate zonele țării, unele dintre ele puternic afectate de virusul pestei porcine. Soluția stă tot în puterea cetățenilor. Sunt rugați să fie atenți ce alimente aduc cu ei în pelerinaj și unde aruncă resturile după ce au luat masa. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinară din Iași le-au atras însă atenția asupra acestor lucruri autorităților locale în cadrul unei ședințe la prefectură. Se tem că toate măsurile luate până acum pentru a preveni apariția pestei porcine africane în județul Iași vor deveni inutile odată cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, care începe mâine. Medicii veterinari susțin că la pelerinaj va fi foarte greu să se asigure măsurile de prevenire, fiindcă nu va putea fi verificat fiecare credincios care ar putea aduce de acasă carne de porc infectată.
Șoc în lumea fotbalului, antrenorul Mircea Rednic a rămas fără echipă. Conducerea grupării din prima ligă din Arabia Saudită, Alfa Saeli, a decis să-l demită pe tehnicianul român după ce formația a câștigat un singur meci în ultimele 5 partide disputate. Tehnicianul Mircea Rednic a fost demis de la echipa Alfa Saeli după doar 5 etape disputate în campionatul din Arabia Saudită. Conducătorii clubului sunt nemulțumiți de startul de sezon, în care formația a înregistrat o victorie, o remiză și a suferit 3 înfrângeri. Mircea Rednic a fost demis pentru că echipa nu mai depune efortul și nu mai are ambiția de care a dat dovadă în sezonul trecut. Echipa nu mai are personalitate și nici antrenorul nu o ajută, dar promitem să redresăm formația în perioada următoare, a declarat purtătorul de cuvânt al clubului, Alfa Saeli. Acesta a anunțat că înlocuitorul lui Mircea Rednic va veni tot din Europa, iar conducătorii clubului studiază 3 variante în acest moment. Ultima înfrângere suferită de Mircea Rednic a avut loc vineri, atunci când Alfa Saeli a pierdut cu 2-0 pe terenul formației Al Ahli. Anterior, fostul tehnician dinamovist fusese întrecut cu 2-1 și de echipa Al Hazm, pregătită de Daniel Isăilă, fostul selecționer al naționalei de tineret. Singura victorie obținută de Alfa Saeli în acest sezon a fost în fața formației Ohod cu scorul de 2-0 pe 21 septembrie. După 5 etape, Mircea Rednic lasă pe Alfa Saeli pe locul 11 cu doar 4 puncte și un gol averaj de 6 goluri marcate și 8 primite. Imagini surprinzătoare de la un concert YouTube. Celebra trupă irlandeză folosește în concertele din cadrul turneului său internațional un montaj de imagini de la diferite proteste, printre care și unele recente de la București. Montaj care însoțește hitul Pride in the Name of Love. Într-o înregistrare video a acestei melodii interpretate la un concert susținut la Amsterdam pe 7 octombrie, pe ecranul gigantic din spatele scenei se poate vedea steagul României și mulțimea de protestatari care au ieșit pe străzile Bucureștiului. Succesiunea de imagini mai cuprinde scene de violență de la alte proteste în care forțele de ordine intervin împotriva manifestanților. Imaginile sunt de la marșuri pentru susținerea refugiaților, de la proteste împotriva Brexitului și de la demonstrații din Polonia, precum și de la marșuri împotriva neofascismului din Ucraina, din Grecia și din Italia. Mesajul transmis de formația irlandeză prin muzică și acest montaj de imagini este unul de toleranță față de refugiați, integrare și unitate europeană. Poliția franceză a plasat-o sub protecție pe soția fostului șef al Interpol, Meng Hongwei, după ce femeia a dezvăluit amenințările primite la telefon. Aceasta a povestit că primul mesaj de amenințare la adresa sa a venit pe 25 septembrie, data plecării soțului în China. Așteaptă un semn de la mine. Acesta este mesajul primit de soția fostului șef Interpol pe data de 25 septembrie, care a fost urmat de un altul sub forma unui emoticon. Soția lui Meng Hongwei spune că deține informații potrivit cărora Beijingul a trimis oameni în Franța pentru a pune în aplicare amenințările din aceste mesaje. Vestea dispariției lui Meng Hongwei a fost dată vineri în urma unei sesizări la poliția franceză a soției fostului șef al Interpol. Autoritățile de la Beijing au reacționat în acest caz abia duminică seară, precizând că Meng, de 64 de ani, a fost reținut într-o anchetă de corupție. Această reacție a fost urmată la scurt timp de un anunț cu privire la demisia lui Meng Hongwei de la conducerea Interpol. Potrivit Le Parisien, Meng este acuzat că a favorizat o companie pentru obținerea unui contract în domeniul securității cibernetice. Primul chinez numit în fruntea Interpolului, Meng Hongwei, era considerat un greu al Partidului Comunist. Nominalizarea lui în anul 2016 pentru un mandat de 4 ani a fost criticată de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului. China a folosit mult timp Interpolul pentru a-i ataca pe contestatarii regimului din străinătate, sub acuzații de corupție sau terorism, sublinia atunci Amnesty International. Înainte de a deveni șef al Interpolului, Meng a fost viceministru al securității publice în China. Directorul interimar al Interpol a fost numit acum sudcoreanul Kim Jong-yang. Autoritățile turce au primit permisiunea de a percheziționa consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul în cadrul anchetei cu privire la dispariția jurnalistului saudit care lucra pentru ziarul american Washington Post. Poliția turcă afirmă că are dovezi că jurnalistul a fost ucis în interiorul consulatului. Deși misiunile diplomatice consulare beneficiază de un statut de extrateritorialitate, autoritățile turce au primit, la o săptămână după dispariția jurnalistului saudit, permisiunea de a face percheziții în interiorul consulatului Arabiei Saudite la Istanbul.
Autoritățile saudite au anunțat că sunt gata să coopereze și că poate avea loc o percheziție la consulat. Clădirea consulatului va fi percheziționată în cadrul anchetei care continuă intens. Jamal Khashoggi, un jurnalist critic față de puterea de la Riyadh, care scria în special pentru Washington Post, s-a deplasat la consulat pe 2 octombrie pentru demersuri administrative. Potrivit poliției turce, el nu a mai ieșit din sediul consulatului saudit. Într-un interviu acordat vineri agenției Bloomberg, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a afirmat că Jamal Khashoggi a intrat în consulat, dar că a ieșit la puțin timp după aceea. El însuși a invitat autoritățile turce să percheziționeze consulatul. Responsabilii turci afirmă însă că, potrivit primelor elemente ale anchetei, Khashoggi, în vârstă de 59 de ani, a fost asasinat în consulat. Informația a fost calificată drept lipsită de fundament de către Riyadh. Citând un responsabil american informat despre caz de omologii săi turci, Washington Post a scris că trupul lui Khashoggi a fost probabil tăiat și pus în valize, acestea fiind scoase cu avionul în afara țării. Președintele turc Recep Erdogan, care a afirmat că urmărește rezultatele anchetei, a dat asigurări că intrările și ieșirile din consulat, la fel ca și decolările și aterizările de la aeroport, sunt examinate îndeaproape. El a făcut totuși apel la autoritățile saudite să dovedească faptul că jurnalistul a părăsit într-adevăr consulatul, după cum susțin. Canalul public turc TRT World a relatat că autoritățile turce suspectează un grup de saudiți veniți la Istanbul în ziua dispariției jurnalistului, că ar fi plecat cu înregistrările efectuate de serviciul de supraveghere video a consulatului. Potrivit informațiilor difuzate de cotidianul proguvernamental Sabah, două avioane private aparținând unei companii apropiate de puterea saudită au aterizat la Istanbul pe 2 octombrie și au decolat din nou în aceeași zi, unul către Dubai în Emiratele Arabe Unite și unul către Egipt. Potrivit celor două țări aliate Riyadhului, avioanele s-au întors apoi în Arabia Saudită. Persoanele aflate la bordul acestor avioane au avut camere rezervate în două hoteluri din apropiere de consulat până la 5 octombrie. Unele dintre ele au avut timp să-și lase bagajele și să le recupereze în aceeași zi, dar nicio persoană dintre acestea nu a petrecut noaptea în hotelurile respective. 6 autovehicule au fost văzute ieșind din consulat într-un interval de 2 ore și jumătate după intrarea lui Khashoggi, potrivit cotidianului turc, care evocă și posibilitatea ca jurnalistul să nu fi fost ucis, ci transportat în afara Turciei la bordul unuia dintre cele două avioane. În plus, Sabah scrie că angajații turci de la reședința consulului, situată la 200 de metri de consulat și unde anumite autovehicule au ieșit și au intrat în cursul zilei, au primit în mod precipitat o zi de concediu pe 2 octombrie. Jamal Khashoggi s-a exilat în Statele Unite în urmă cu un an de teama unor represalii din cauza opiniilor sale. El a plecat din Arabia Saudită în septembrie 2017, când autoritățile l-au somat să nu se mai exprime pe Twitter. În acest an, el a scris o serie de articole publicate de cotidianul The Washington Post, în care denunța atitudinea Riyadhului față de Qatar și și-a exprimat indignarea față de războiul din Yemen. De-a lungul timpului, munții Rodnei au reprezentat o sursă de inspirație pentru fotografi, pictori sau chiar sculptori. Peisajele care stai răsuflarea te fac să iei munții la pas. Cum arată munții Rodnei cu haine de toamnă, nu arată National Geographic într-un clip spectaculos realizat la înălțime. Pe 12 rămâneți alături de noi, în câteva minute vă întâlniți cu Laurențiu Botin. Noi ne revedem ca de obicei mâine dimineața la ora 10, când vă aștept din nou. O zi minunată tuturor!